Cu asta am luptat. Dumnezeu se naște pe mine. Și astăzi și totdeauna. Părinte! Hristos se naște, măriți-l! Hristos în cer, rămâne pe Hristos pe pământ! Înălțați-vă, fraților! Libertatea a sosit! Hristos pe pământ! Bucurați-vă! Vorbiți dumneavoastră, apelul. Iubiți... La camera de acolo, cu becul aprins. Iubiți, frați... Vorbiți. Români, cu poporul român, astăzi Biserica Ortodoxă Română strămoșească se află alături de întregul popor, ca întotdeauna în istoria lui bimilenară, la suferințe și la bucurii. Biserica a fost fidelă Evangheliei Mântuitorului Hristos de-a lungul a două milenii, de când poporul român a venit în existență pe aceste meleaguri sfinte. Nașterea Mântuitorului Hristos, Crăciunul, să fie sărbătoriți, iubiții mei, în duhul păcii, al libertății sfinte, al libertății neamului nostru românesc, al unității, al frățietății, al tuturor cetățenilor țării noastre. Biserica Ortodoxă Română, iubiți frați ai României, alături de patriarhul său, de cler, de ierarhi și credincioși, este alături de fiii întregului nostru popor în aceste momente de redeșteptare națională. Spune și de ce n-a fost până acum cu poporul. Preoții ortodoxi români vă așteaptă și vă binecuvintează în aceste zile de mare prasnic, când Mântuitorul Hristos se naște. Am înălțat rugăciuni pentru cei care s-au jertfit în aceste zile, pentru odihna sufletelor lor, și o vom face întotdeauna. Chemăm pe toți fiii patriei noastre, ai bisericii noastre strămoșești, la frățietate, la înțelegere și liniște. Să lăsăm, iubiții mei, în duhul Evangheliei vă spunem, să lăsăm mânia și răzbunarea, ci să dăm dovadă de bunătate, de conștiință curată, pentru a zidi neamul nostru cu tradițiile lui bimilenare creștine, ortodoxe și românești. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți, și să binecuvinteze aceste momente sfinte din istoria neamului nostru sfânt, creștin și românesc.